Ups, veste proastă pentru fanii BTS. Băieții vor lua o pauză de la muzică până în anul 2025. Se pare că aceștia vor merge în armată și nu vor mai putea să susțină concerte. Chiar dacă inițial se dăduse o derogare de la această regulă, momentan, presa de peste ocean susține că băieții vor merge pe bune în armată. În Coreea de Sud, toți bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și 28 de ani sunt obligați să ia parte la serviciul militar, pentru cel puțin 18 luni. În 2018, starurile K-pop au cerut o derogare de la această lege, ceea ce permite amânarea serviciului militar până la 30 de ani. Acum, celebra trupă a anunțat că își va întrerupe temporar cariera pentru ca membrii săi să-și efectueze serviciul militar obligatoriu, începând cu artistul Jin, fiind primul care va împlini vârsta de 30 de ani. Acesta va demara procedura de recrutare la sfârșitul lunii octombrie, imediat după ce va lansa primul său single în calitate de artist solo. Atât casa noastră de producție, cât și membrii BTS așteaptă cu nerăbdare ca grupul să-și reia cariera în jurul anului 2025, după efectuarea stagiilor lor militare, a anunțat casa de discuri Big It Music.